În ultima vreme la putere sunt blogurile, adică niște jurnale web unde oamenii își împărtășesc părerile, experiențele personale sau pasiunile. Una dintre cele mai active blogherițe de la noi este Ana Ciorici, o tânără pasionată la nebunie de modă. Nu degeaba rafturile dulapului ei se rup de kilograme de haine, pantofi colorați și accesorii. Paradisul femeilor. Blogul meu a fost înființat undeva un an și două luni în urmă. I-am dat viață împreună cu soțul meu. El m-a determinat și m-a motivat pentru că nu prea aveam curaj așa, știi? Mă gândeam că nu am ce să spun, nu am ce să scriu. Cred că sunt destul de obsedată de cheltuit banii aiurea, uneori poate prea aiurea, pe lucruri care nu-mi trebuiesc, dar mă strădui mai mult să investesc în haine cheie, în piese cheie care rezistă în timp. Un om informat e un om câștigat. Chiar dacă are blogul ei, Ana trage cu ochiul și la alte bloguri de street style. În plus, blogherița se poate lăuda cu mii de vizualizări. Am vrut să aflăm dacă moldovenii știu ce e aia un blog și dacă le citesc. Da, unde lume pe site-uri, pe chat-uri își scrie opiniile. Nu prea. Urmărim. Nu chiar des. N-avem timp. Ba da, acord atenție modei, dar nu întotdeauna reușim să fim în pas cu moda. Ei, poate nu ne pricepem toți la toate, dar Ana ne dă o mână de ajutor și ne demonstrează că nu e nevoie să ai mulți bani pentru a te îmbrăca cu gust. Vreau să vă arăt niște piese care demonstrează că nu este nevoie de un buget foarte mare pentru a te îmbrăca frumos și pentru a te exprima. Am găsit această pereche de pantaloni scurți în Londra, la un market vintage, unde se găsesc piese foarte vechi, de 10, 20, 30 de ani. Au fost puțin reinventați cu doar aceste ținte adăugate de jur împrejur, care în ziua de azi sunt foarte în trend. Sunt două cămăși din garderoba soțului meu, care el cândva le purta pe vremea când era student, și am zis că de ce să le aruncăm sau să le dăm când eu pot să le folosesc ca o cămașă de tip boyfriend. În general am o slăbiciune pentru turcoazul ăsta combinat cu auriu. Mai am așa un inel. Recunoaște că, deși nu simte concurența, este criticată la greu de colegele ei de breaslă. Însă există critică la adresa mea personală, de genul de ce plătești să apari la televiziune sau ești o alintată și o răsfățată și ți-au dat mama și tata tot mură în gură. Când e vorba de haine și accesorii, își face cumpărăturile peste hotare. Ce nu mai poartă ea, face cadou verișoarei sale mai mici. Noi am îmbrăcat-o și dezbrăcat-o până a obosit și tot nu am terminat.